În preajma zilei independenței, Publica TV a desfășurat campania Eu sunt Moldova cu scopul de a înrădăcina în inimile moldovenilor dragostea pentru țară. Tricolorul a fost arborat pe cel mai înalt deal, Bălănești, la stejarul lui Ștefan cel Mare, dar și pe malul lacului Beleu. Astfel, drapelul de stat, simbolul campaniei, a ajuns în 25 de localități unde oamenii au strigat într-un glas, Eu sunt Moldova. Bună ziua și bine ați venit la Slobozia Mare! Vă mulțumesc! Aici, drapelul a fost arborat pe malul lacului Beleu, unul dintre cele mai mari din țară. Un tricolor a fost înălțat și în satul Haragâș, din raionul Cantemir. Deși este o localitate cu oameni veseli și primitori, numele localității este legat de tragicul accident în care un elicopter smurd s-a prăbușit la începutul acestei veri. Campania Publica TV a ajuns și pe culmile Moldovei, mai exact pe cel mai înalt deal din țară, Bălănești. Un tricolor a fost înălțat și în satul Cobâlea din raionul Șoldănești, care păstrează o comoară, stejarul secular al domnitorului Ștefan cel Mare. Mulțumesc! Campania Publica TV a arborat un drapel și în satul Zaim din raionul Căușeni, locul unde a copilărit Alexei Mateievici, autorul versurilor imnului țării noastre. Gustați din pâinea noastră și sare. Mulțumesc, gustăm puțin mai târziu. Drapelul oferit de Publica TV a fost primit cu mari emoții și în satul Vadul Rașcov, unde a copilărit poetul Dumitru Matkovski. Domnule Cerici, bună ziua și bine v-am găsit la Vadul Rașcov. Bună ziua, bine ați venit și vă mulțumim că ne-ați luat în vedere. În satul Butuceni, din zona Orheiului Vechi, cunoscut pentru mănăstirile rupestre, muzeile și pensiunile din zonă, am întâlnit și străini care ne îndrăgesc țara. Veniamo dall'Italia. Suntem venim din Italia. Sono venuto a conoscere il paese di mia moglie. Am venit să cunosc țara soției mele. Sono contento di trovare gente amichevole. Sunt mulțumit să găsesc aici oameni prietenoși. E la visione di su de questo posto è meravigliosa. Și de aici, de unde ne uităm noi în sus la acest loc, e minunat. Satul Avdarma este prima localitate din Găgăuzia unde am arborat drapelul în acest an. Echipa noastră a mers și în inima Codrilor, în satul Căpriana din raionul Strășeni, unde se află cea mai veche mănăstire din țară. Tricolorul a fost arborat și în orașul Cricova, unde sunt renumitele beciuri, o importantă atracție turistică.
Drapelul, simbolul campaniei Publica TV, a fost întâmpinat cu drag și în raionul Soroca. Primiți pâinea și sarea de la gospodarii satului. Drapelul este simbolul suveranității și a independenței Republicii Moldova. Mare sărbătoare a fost și în satul Grimă-Ncăuți din raionul Briceni. Localitatea este cunoscută datorită școlii de box. Am ajuns și în orașul Hâncești, vestit datorită conacului Manuc Bey.